dacă ești cu minte și îmi promiți să-l mi ieși din vorbă, eu te susțin pentru postul ăsta până în pânzele albe și 100% e al tău. Da, și ce ar trebui să fac, că nu prea mă pricep? Păi eu de ce m-am gândit la tine, mă, că te pricepi? Când tot în jurul meu pare un film de Oscar și figuranții au figuri de megastar, îmi văd de treaba mea, de treaba mea să constat că tot schimbăm, însă nimic nu s-a schimbat. Ăștia conduc o țară în funcție cu amantele, cine se aseamănă se adună, pagă poantele. Taxele tale le tot umplu buzunarele, două flori și o lumânare, școlile, spitalele. Și tu te întrebi de unde n-aibă atâtea pile, manicuristă, dar știa și un Vasile. Nu e din las fierbinți și nu e amuzant, clasicul hoț incompetent și arogant. Tu fii atent că te gândești o tragedie, o tot atrag incompetența și prostia. Atâția șef printre șefii în România lucrează parcă visul lor e pușcăria. Așa se întâmplă când domnește șmecheria, te recomandă tu pe unul meseria. A devenit un arhaism și omenia, bine ai venit în România. Tu nu trebuie să faci nimic, Vasile, tu doar stai răbelu și semnezi. Am înțeles. Și ce semnezi? Proiecte, Vasile! Proiecte! Că faci treabă, că faci autostrăzi, drumuri, poduri, căi ferate. Și ce ne mai trece nouă prin cap? Am să fac autostrăzi în toată țara. Nu o să vă dezamăgesc. Păi, tu ești dobitoc? Tu n-ai televizor acasă? Când s-a făcut ceva pentru țara asta? Țara lui merge și așa și Doamne ajută. Lui dau o șpagă să pot lua mai multă după. Unde statul e un penal, vinovat de omor din culpă. Și ieșim seara în stradă, iar a doua zi la muncă. Ochii văd inima crapă, că ai muncit o viață întreagă, ca tu să n-ajungi vreodată unde ajung ei cu o șpagă. Cât de simplu să o spun să se înțeleagă, multora nici nu le pasă să audă ce să mai vadă. Plânge codru peste voi, urlă răuri și tu zbieri. Azi e o câmpie tristă ce era pădure ieri. Pierdem vieți, pierdem averi, la pământ ochii pe cer. Trebuie să faci ceva că nu ajunge să speri. Păi și dacă se sesizează, mie să nu mă, știți? Cine să le face pătrâni la pușcărie, mă, eu? Că am și discutat un pic cu domnul președinte al partidului, să-i dea Dumnezeu sănătate. Că zi și noapte se gândește la noi să schimbe justiția, să nu mai trăim cu frica asta. Și opoziția, dacă... Calmează-te, mă! Am avut noi altele mai grave. S-a întâmplat ceva? Și lumea în stradă și cum iese așa și intră. Corect.